Cei aproape 400 de pacienți de la Spitalul Județean din Târgu Jiu au dormit azi noapte claie peste grămadă. După ce ieri dimineața centrala instituției a explodat pentru a doua oară în tot atâtea săptămâni, medicii au decis să-i adune pe bolnavi în jurul celor câteva calorifere electrice. Dar mai avem 6 prize. Sunt aici, două prize acolo, sub partea asta. Alotul. Face căldură, domnule? Face căldură ca să trimiți pe celelalte? Da, băgăm puțină căldură ca să recuperăm un pic de la calorifere. Pacienții de la Spitalul Județean din Târgu Jiu au fost nevoiți să îndure frigul din nou ieri. Pentru a doua oară în ultimele două săptămâni, centrala care încălzea spitalul a explodat. E o avarie la un cazan de la centrala termică. Atât, o avarie urmată de un suflu de explozie. Este vorba de un rateu similar cu fenomenul ce se întâmplă la o mașină atunci când un injector nu funcționează, tuba de eșapament produce acea detonare. La lăsarea serii, medicii au îngrămădit pe cei aproape 400 de pacienți în câteva încăperi. Am luat măsuri de urgență privind încălzirea cu sursă de căldură electrică, calorifere electrice. Am dat pături la cei care au solicitat. În cadrul unei prea frinci, acum, practic, e temperatură suportabilă, nu-i ceva ca să nu se poată suporta. De moment, deci, și pe parcurs, probabil se reglementează situația și cu căldura de la centrală. Medicii speră că astăzi centrala termică să fie reparată.